Astăzi am văzut pe multe ONG-uri media au organizat în fața Parlamentului un panou cu inamicii presii, pe care erau reprezentați mai mulți demnitari de stat care anterior ar fi agresat jurnaliștii. În acest context am fost profund dezamăgit să văd că pe panoul cu inamicii presii nu au fost plasați și persoanele care de nenumărate ori au intimidat și agresat reporterii portalului today.media, inclusiv liderii platformei DA, Andrei Vasile și Andrei Năstase, care, după cum știți, la ultima conferință de presă și-au permis insulte cu diferite cuvinte. Noi, din partea redacției, ne-am gândit să completăm panoul cu inamicii presii, de aceea am decis să-i prezentăm pe liderii platformei DA, Vasile și Andrei Năstase, dar și pe Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente, care nu o singură dată s-a dovedit a fi un inamic al presiei și nu un apărător al reporterilor care sunt supuși agresiunilor în cadrul evenimentelor publice.